Începând cu acest an, în municipiul Câmpina vor fi montate mai multe sisteme de supraveghere video. Vizate sunt mai multe intersecții unde circulația creează de multe ori probleme. În acest moment, primăria Câmpina achiziționează un sistem video de supraveghere a intersecțiilor vulnerabile din municipiul Câmpina. Astfel vor fi achiziționate 35 de camere video care vor fi montate în 15 zone importante din Câmpina. În fiecare intersecție vor fi montate câte două sau trei camere. La poliția locală va exista un centru de monitorizare unde un operator va monitoriza în permanență aceste intersecții vulnerabile. Cu ajutorul acestor camere va fi supravegheat atât traficul auto cât și cel pietonal. Și procedura de achiziție este în curs de desfășurare. Până la data de 25 ianuarie se vor depune ofertele, iar valoarea estimativă este de 27.500 de lei. Durata de realizare a acestui proiect este de 3 luni.